Seara, prieteni. Este ora 8 fără 20 seara. Muncă, muncă și iar muncă. De vreo oră am venit de la casa de la țară, unde renovez bucătăria soacrei. Și m-am gândit să vin să greblez lucerna, să o întorc. Am tăiat-o sâmbătă. Duminica a prins-o ploaia zdravă, dar am văzut și la meteo că de luni s-a încălzit, prognozat că se încălzește și reușesc să fac iarăși fân. Este destul de bun, se va usca verde. Asta va fi ca un energizant pentru crăplițe după ce vor ieși din postul înțărcării. Aici iarăși, după cum v-am mai spus, tăiată manual cu trimmerul, greblată manual cu această greblă, muncă de chinez, dar ce nu facem noi pentru animăluțele noastre. Mă bucur că am prins un pic de lumină să vă pot arăta ce am mai muncit și azi. De acum să merg la căprițe, să fac programul de seară. Mâine dimineață din nou la căprițe, la 8 la muncă, seara repetare. Mâine seară probabil că o să-l duc fânul, să-l bag în fânar. Luna este sus, luna pe cer. Poate vedea. Acum este cea mai bună perioadă de greblat și de întors lucernă, pentru că nu se scutură. Mă bucur că am terminat. Mi-am luat gândul și de la a șasea coasă în această grădină. Mă, probabil că următoarea coasă voi folosi verde. Și aceasta nu credeam că o să mai apuc să o usc. Dar fiind vreme bună și se anunță și săptămâna asta 26-27 de grade, dacă mâine bate soarele întoarsă, zic că mâine seară voi putea băga un fânar. Iarăși, după cum spun eu, am undeva la o săptămână jumate de hrană la căprițe din ea. Va fi numai bună după ce voi reuși să le înțarc. Preconizez că în o săptămână, două vor fi înțărcate. Astăzi le-am urs a patra zi, deci după 4 zile. Acum nu le voi mai mulge până duminică, cred că la 5 zile. Și atunci să văd cum se prezintă. Probabil nu le voi mai mulge de fel, astfel încheind înțărcarea, dar și după ce nu le mai mulgem o săptămână măcar, trebuie tot așa să nu le dăm cereale măcinate, pentru că posibil să le revină lactația. Acum nu o să le revină mult, dar trebuie să fie bine înțărcate ca să începem să le dăm din nou cereale. Să mă opresc cu această filmare pentru că lumina este tot mai slabă. Am făcut și la bucătăria de la țară mai multe filmări. Încă nu am terminat lucrarea și le voi lipi într-un video care vi-l voi prezenta. Sâmbătă, dacă dă Dumnezeu bine, trebuie să fete băla. Chiar ieri mi-a trimis un domn la care am vândut în primăvară 4 pulcei de la Băla, mi-a trimis un video și am rămas șocat când am văzut că au 120-130 de kilograme la 6 luni. Eu pot să zic că a ajuns pe ceilalți de un an, dar acel domn le-a dat mâncare din belșug.
Deci se pot face și în gospodărie țărănească porc la 6 luni la 120-130, ca și în marele ferme zootehnice. Contează și rasa și porcul, chiar mi-a mulțumit și cred că este abonatul meu la Pulcei. Mi-a spus că mănâncă foarte bine și este foarte mulțumit de ei. Nici n-ar avea cum să nu fie la 6 luni la 120 de kilograme să fie un porc. Mulțumesc pentru vizionare. Abia îmi găsesc suflu. Și într-o oră, odihnindu-mă, am greblat cam 10 arii de grădină. Nu este chiar simplu. Trebuie să iei centimetru cu centimetru. Mulțumesc și ne revedem cu următorul video. Seară bună să aveți!